Salutare dintr-o dimineață răcoroasă de aprilie. Lângă mine se află Golf 7 Facelift, 1.0 TSI, DSG 7 rapoarte. Asta ca să intrăm direct în subiect, pentru că despre asta o să vă vorbesc astăzi, într-un review care sper să vă convingă că acest 1.0 TSI de sub capotă este un motor cu mult potențial și foarte, foarte dinamic. Sunt Gabi Marian, bine v-am regăsit! Hai să vedem în detaliu această mașină și hai să povestim în special despre motor, pentru că el este, să zicem așa, vedeta acestui review, pentru că despre Golf 7 chiar și facelift s-a tot vorbit, astfel că lumea știe deja cum arată mașina, poate doar nu a văzut-o așa, în combinația asta de culoare. Este un galben turmeric pentru care trebuie să plătești vreo 500 și ceva de euro dacă ți-o dorești. Așadar, hai să analizăm mașina la exterior, apoi intrăm și la interior, pentru că sunt multe lucruri interesante de văzut și de descoperit. Din lateral nu vedem mari schimbări, pentru că, după cum spuneam, Golf 7 facelift seamănă cumva nu numai cu predecesorul său, cu Golf 7, dar și cu linia pe care au adus-o cei de la Volkswagen odată cu lansarea Golf 5. De altfel, o să găsim multe elemente pe care le-am văzut prima dată la Golf 5. Avem pe spate geamuri ionizate sau geamuri privacy glass, cum se spune. Asta face parte dintr-o opțiune. Pe față sunt geamuri normale, evident tratate termic, la fel și parbrizul din ce am citit în lista de opționale. Oglinzile au o formă așa foarte aerodinamică, cu semnalizare, cu semnalizatoare integrate, semnalizatoare care se văd și aici în acest colț al oglinzii, ca să poată fi văzută și de șofer, nu știu, să vezi că funcționează semnalizarea, dar și de către cei care vin sau se apropie din lateral. Avem jante de aliaj încălțate cu anvelope pe 16 inci. Și cam atât aș putea spune despre partea laterală a mașinii. Hai acum să vedem ce avem în partea frontală. Partea frontală iarăși nu ne aduce foarte multe noutăți, pentru că deja ne-am obișnuit cu aceste faruri de la varianta ante-facelift sau pre-facelift. Vedem farurile care au niște blocuri optice foarte, foarte generoase și asta se vede noaptea, ai o vizibilitate foarte bună, dar nu avem LED decât la luminile de zi. Avem proiectoare care ne ajută atunci când facem un viraj, se aprind în funcție de cum virăm volanul și altceva, senzor de parcare față, care sunt cumva raportați pe sistemul multimedia al mașinii, astfel că îți dai seama cât de aproape ești de un obstacol, de o mașină și așa mai departe. Înainte de a merge în spate, pentru a face cunoștință și cu ceea ce se află acolo, hai să vedem cum arată acest 1.0 TSI de sub capotă. Acționăm clapeta din interior, după care o clapetă de aici, de deasupra siglei și iată, acesta este micul gigant, ca să-i spun așa, 1.0 TSI de la Volkswagen de 110 cai. După cum se poate vedea, nu este nicio siglă, niciun brand, astfel încât acest motor ar putea fi montat pe oricare dintre mașinile grupului VAG. Bun, am văzut motorul, hai să vedem cum sună atunci când îl pornim. Acesta este sunetul lui 1.0 TSI de 110 cai. Un motor care sună la fel ca orice alt motor pe benzină. Sună destul de ok, dar proba cea mai interesantă sau partea cea mai interesantă este cum trage acest motor. Iar de asta te poți convinge fie din review-ul meu, fie cel mai bine mergând să testezi această mașină la dealerul tău local, dacă ești din Suceava sau din Rădăuți, la Automitric Suceava sau Rădăuți. Bun,
Hai să mergem către spate, să vedem cum stăm cu portbagajul, cum arată stopurile și așa mai departe. Spatele Golfului 7 facelift arată foarte, foarte bine. De altfel, e foarte asemănător cu ceea ce era înainte la Golf 7 pre-facelift. Vedem aici inscripția TSI, asta înseamnă că avem un motor pe benzină supraalimentat, un motor mic, dar cu performanțe uluitoare. De asta m-am convins în cele două zile în care l-am avut la test și, sincer să fiu, am rămas foarte impresionat și mașina asta ar fi una dintre opțiunile viitoare pentru mine. Avem senzor de parcare în spate, care ne ajută la mersul înapoi, senzori de parcare acustici, fără să avem ajutorul unei camere de marșalier. Avem aceste două ornamente reflectorizante care îi dau mașinii un aer sportiv. De asemenea, și aici avem un soi de guri de evacuare false, care iarăși îmbunătățesc aspectul sportiv al mașinii. Bun, hai să vedem cum stăm cu portbagajul, că asta ne interesează cel mai mult la o mașină. Portbagajul lui Golf 7 facelift are numai puțin de 380 de litri în varianta, să zicem așa, minimă. Ăsta e portbagajul lui Golf 7 facelift. E destul de încăpător, deși poate nu pare din această filmare, dar după cum spuneam, are 380 de litri, se poate extinde atunci când rabatăm banchetele și vom obține, cred că vreo 1100 sau ceva de genul acesta. Avem priză de 12V, avem diverse cârlige de ancorare, dacă pot să le spun așa, și într-o parte și în cealaltă. Avem aici un spațiu în care putem pune sticle sau eu știu ce altceva. Și avem această clapetă, nu știu cum să zic, sau mâner, sub care se află roata de rezervă și cricul și toate ustensilele de care ai nevoie în caz de pană. Roata de rezervă este de dimensiuni reduse. Bun, ce aici e interesant la această podea e că poți să o ridici sau să o cobori. Ai aici niște suporți pe care ea poate fi montată. E o treabă foarte interesantă. Hai să intrăm la interior, că vântul bate foarte tare și vom povesti restul lucrurilor acolo. Încă de cum intri, te întâmpină un interior foarte, foarte interesant și foarte tentant. Și chiar este, pentru că e interior sport. Este un pachet pe care îl poți cumpăra cu 500 și ceva de euro. Se numește Ergo Active, care cuprinde acest scaun al șoferului, care are reglaj electric, atenție, pentru susținerea lombară, nu pentru pozițiile scaunului, pentru că, iată, avem reglaj manual, dar și masaj pentru scaunul șoferului. Și scaunul pasagerului are reglaj lombar, însă doar manual. Ceea ce vedeți aici este o combinație de textil cu alcantara. Să nu facem confuzie, alcantara nu este un tip de piele, este un material, ce știu eu, de natură textilă, dar foarte, foarte apreciat datorită texturii sale. Scaunele acestea sunt foarte, foarte bine profilate, cu un aer mai mult decât sportiv. Dacă vreți, seamănă foarte mult cu cele pe care le vedeam în echiparea S-Line de la Audi, dar și, dacă nu mă înșel, de pe la Golf 5 încoace au apărut niște scaune cu un profil asemănător, însă nu cu combinația asta de materiale. Aici avem, iată, un reglaj al șezutului sau al zonei care vine exact sub genunchi pentru un confort sporit. Sunt foarte confortabile la drum lung și te ajută să stai bine pe viraje. Bun, după cum spuneam, avem o cutie automată DSG în 7 rapoarte, un volan în 3 spițe îmbrăcat în piele, care stă destul de bine în mână. Mi-ar fi plăcut ca aceste umflături, să le zic așa, să fie un pic mai jos, astfel încât atunci când ții mâna să stea mai bine.
În rest, e foarte ok volanul, nu am întâmpinat probleme cu el. Bun, acum că v-am prezentat interiorul, hai să vedem și cum stăm cu locurile din spate. Cum se stă în spate, cât de bine se stă, ce spațiu avem și așa mai departe. Dacă se va întâmpla să călătorești în spatele Golfului 7 facelift, nu vei avea nimic de pierdut, pentru că și scaunele din spate sau bancheta din spate este la fel de bine profilată ca și scaunele din față. Au și acestea un aer sportiv, iar dacă mai cobori și cotiera, foarte, foarte generoasă, vei avea o postură absolut confortabilă. Nu vei avea nicio problemă la călătoriile lungi, la viraje și așa mai departe. În ceea ce privește spațiul, aș putea spune că este unul suficient. Pentru mine sunt vreo 3-4 degete până la plafon și vreo 4 degete lejer până la scaunul din față, care este reglat în aceeași linie cu scaunul meu, cu scaunul șoferului. Avem guri de ventilație pentru sistemul de climatizare pentru pasagerii din spate, cu care de altfel Golf ne-a obișnuit încă de pe la generația 5-a. Avem buzunare în spătarele scaunelor din față, dar avem în schimb acest tunel foarte pronunțat, care nu va fi foarte confortabil pentru a treia persoană care va călători în spate cu Golful 7. Aceeași combinație de textil cu Alcantara, după cum spuneam, însă fără reglaj lombar sau masaj. Ar fi fost o chestie interesantă, dar după cum spuneam, este disponibilă doar pentru scaunul șoferului. Bun, hai să mergem în față, să pornim la drum și să vedem ce mai e de povestit despre această mașină, dar mai ales despre motorul ei. Nu este un secret pentru nimeni că în orice mașină, în față, se stă cel mai bine. De altfel și senzațiile se simt cel mai bine aici în față, iar dacă mai ai și niște scaune cum le are Golf 7 facelift, deja lucrurile sunt super confortabile. Hai să pornim mașina, să mergem la drum, căci este vremea să înapoiez această mașină frumoasă către dealer și mai povestim pe parcurs. Cutia DSG cu 7 rapoarte schimbă foarte, foarte bine, nu simți nici chiar atunci când o calci ceva mai tare, dar s-ar putea să simți ceva potignel sau, să zic așa, întârzieri atunci când o ții în modul drive, pentru că mai ales dacă mergi ceva mai ușor, ea va schimba destul de jos în ture, undeva pe la 1500 am văzut. În schimb, dacă treci în modul sport, îți va schimba un pic mai sus, dar oricum se va adapta în funcție de cât de tare apeși pedala, deci nu va schimba foarte, foarte sus dacă tu mergi liniștit, să zic așa. Bun, tragem puțin către înapoi și am trecut în modul sport, care nu înseamnă neapărat ceva foarte, foarte zgomotos sau foarte rapid. Hai să vă spun despre motor. Motorul ăsta are 110 cai și 200 Nm. În urmă cu 3 generații, adică la Golf 4, aceeași cai avea un motor de 1.6 cu tehnologie FSI, dar avea numai 155 de Nm. Bine, între timp motoarele FSI au fost înlocuite de TFSI, motoarele turbo, și nu mai avem de-a face cu astfel de motorizări, au fost înlocuite cu cele turbo. Revenind la micuțul nostru 1.0 TSI, care, dacă stai să te gândești la ce reprize are, nu prea e mic deloc, trebuie să vă spun că E foarte plăcut la condus și cred că combinația asta cu cutia automată DSG în 7 rapoarte e cea mai potrivită alegere pe care o faci, deși nu este chiar foarte accesibilă ca preț. Acum depinde și de bugetul pe care ți l-ai făcut pentru o mașină nouă, dar cred că cutia asta DSG este exact ce are nevoie motorașul ăsta mic sau orice alt motor pe benzină pentru a face performanță. Pentru că atunci când vei călca ferm pedala de accelerație, motorul îți va furniza toată puterea lui și tot cuplul lui și nu te vei face de rușine. De aia spuneam că se apropie foarte mult de cuplul unui motor diesel. Să ne gândim că, iarăși în urmă cu 3 generații, la Golf 4
aveam 210 Nm la un motor de 1.9, celebrul ALH de 90 de cai. Nu mai vorbesc de cele pe benzină. Dacă stăm să ne gândim că motorul de 2.0 de pe Golf 4 de 115 cai, motor aspirat, avea 175 de Nm. Deci vorbim despre cu totul alte lucruri. Este un motor, din punctul meu de vedere, foarte reușit. Acum să vedem și cât de fiabil va fi el de-a lungul timpului. Dar oricum a fost testat și cred că Volkswagen nu-și permite să facă greșeli, mai ales după ce a fost implicat în scandalul despre care știm cu toții. Așa încât este un motor pe care îl recomand, iar dacă ți se pare că nu e suficient de puternic, ai la dispoziție încă 3 motorizări pe benzină, toate TSI evident. E vorba de 1.4 TSI în diverse variante de putere, 1.5 TSI, noul 1.5 TSI, dar și deja clasicul, dacă pot să-i spun așa, 2.0 TSI. În ceea ce privește motorizările diesel, avem de-a face cu doar 2 motorizări, iarăși clasicele, dacă le pot spune așa, 1.6 TDI și 2.0 TDI în diverse combinații de putere, cutii de viteze sau tracțiune. Dacă ți-a plăcut mașina asta, mergi și o testează la dealerul tău local sau chiar la Automitric Suceava, pentru că vei avea o surpriză foarte, foarte plăcută. Cel puțin pentru mine asta a fost și o spun fără părtinire. Sunt foarte critic de obicei, dar mașinile astea nu prea am avut ce să-i reproșez. Decât poate suspensiile ceva mai moi față de cele de la Golf 5 cu care m-am obișnuit. Golful 5 stătea ceva mai bine, era ceva mai rigid pe viraje, însă Golful 7 facelift este parcă ceva mai moale. Dar asta cred că are legătură și cu confortul pe care îl oferă mașina. Peste denivelări se trece destul de ok, nu te deranjează foarte tare. Ei bine, e destul de greu să nu te deranjeze denivelările din România. Acolo unde plombările se fac așa cum știm și când știm și așa mai departe. Cam asta ar fi despre Golf 7 facelift și despre 1.0 TSI cuplat la cutia automată DSG cu 7 rapoarte. Gabi Marian sunt, ăsta a fost review-ul meu pentru Golf 7 facelift 1.0 TSI DSG 7 rapoarte. Nu uitați de like, subscribe și share. Ciao, ciao!